Salut, săgetători! Voi face etalarea pentru săptămâna 17-24 aprilie pentru cei care aveți uh, lu uh, Zodia, Ascendentul și Femeile, chiar Luna în Săgetător. O etalare generală. Este o săptămână cu două aspecte benefice în uh, Această perioadă, deci puteți să aflați mai multe dacă vă abonați și primiți horoscopul pentru această săptămână și bineînțeles, nu uitați de uh, eclipsa de soare care aduce schimbări pentru toate zodiile, chiar dacă ea se petrece în Taur pe 30 aprilie. Haideți să vedem pentru voi, săgetători, o patru de spade. Este un moment de reculegere, de analiză, de gândire, dar bineînțeles când ne gândim nu la faptele noastre, la deciziile noastre, fiindcă de obicei asta reprezintă deciziile pe care le-ați luat. Și gândiți la ele, personajul nostru asta face, este în relaxare, se gândește și își dă seama acolo unde a greșit. Bineînțeles, când greșim și ne dăm seama că am luat o decizie prea repede, fără să o gândim, ne pare rău. Pot fi și păreri de rău, regrete. voi. Resursele, bunurile materiale, comunicarea, căminul, fericirea, la locul de muncă sau sănătate, contracte, asocieri, procese, Cunoaștere și călătorii, multe arcane majore, deci uh, carieră, relații și aspectul pe sacrificiile voastre. Bun, deci am zice că veți primi o veste, o veste care nu este prea bună pentru voi. Vă ne mulțumește acest lucru? Este un opt de spade. Arată, în primul rând, regret, cum să spun, o situație în care de vă dă impresia că sunteți captivi, că nu găsiți o scăpare în această situație. Este bine să vă liniștiți și veți găsi până la urmă soluții. Uh, pentru Ceea ce ar reprezenta fericirea voastră este un zece de spade. Am putea spune că ați, ați avut persoane în jurul vostru foarte uh, rău intenționate, unde nu, mai, nu puteți vorbi de fericire. Aici vorbiți de o viață grea probleme de sănătate, probleme uh, concrete. Deci nu vă gândiți la fericire. Pentru voi, fericirea nu există. Știți, la fericire să mai apară un doi de bâte, domnule, aștepți ceva? Sau eu știu, o inițiativă? Sau uh, pasiune? Uh, sau o împăcare? Sau ceva? La voi, zece de spade. Nu mai există nicio șansă de a gândi că voi puteți fi fericiți. Tocmai din cauza răutății și lăcomiei celor din jur. Se întâmplă și așa ceva, deci pentru voi fericirea nu există. Nu aveți decât această traumă. Cunoașterea, călătorile lungi, ceva se încheie în viața voastră, ori legat de o cunoaștere, de cursuri, finalizați niște cursuri, de acum încolo nu veți mai face acest lucru, sau legat de o călătorie pe care ați vrut să o faceți, această călătorie nu deci se încheie, nu veți mai face acea altă călătorie. Este un drum lung până la această finalitate, deci voi ați mers acest drum, dar deja acum se încheie totul, este o finalitate. Dar așa cum am spus, această veste, vă, nu știu, va duce în față toată răutatea, toată nebunia oamenilor, este și mă rog, din punct de vedere astral sunt niște aspecte care ne-au adus în situația asta până la urmă, pe unii, îi influențează mai mult, dar trebuie să fiți foarte atenți. Sau poate veți face o călătorie legată de. Nu știu ce să spun, de. E mai mult pe personalitatea voastră. Cred că, într-adevăr, în voi se rupe ceva, deci este. Este un aspect foarte greu acesta. Deci, veți primi o veste, ceva, vi se va comunica ceva care va fi o. cum să spun? destul de greu pentru voi de primit, așa ceva de acceptat. Nu știu ce să zic. Cam asta este aspectul. Trebuie să fiți atenți, calmi și să vă liniștiți pentru a găsi soluții. Resursele În resurse pare să fie un început, începeți ceva nou, ceva care poate să vă aducă energie, vitalitate, de un aspect benefic acest as de bâte. La locul de muncă aveți dreptatea, vă doriți să vi se facă dreptate, Uh, dreptatea este balanța cu spada. Întotdeauna această dreptate nu știm dacă este de partea noastră. Noi încercăm întotdeauna să ne obținem dreptatea, dar trebuie să vă gândiți că trebuie să cunoașteți forța de reacție a celorlalți, dar și acest aspect de. Uh, să zicem, judecată umană. Și, bineînțeles, să sperați întotdeauna la adevărul și dreptatea divină. În carieră s-ar părea că aveți două variante, două alegeri de făcut. Deci să faceți o alegere între două oferte, să zicem. Uh, un loc de muncă sau alt loc de muncă, dar nu e neapărat pe locul de muncă, aici puteți să vă gândiți, eu știu, la, să vă gândiți că uh, trebuie să vă atingeți scopul în viață, menirea voastră pentru ce ați venit voi pe lume. Și uh, S-ar putea ca între cele două variante să refuzați să faceți o alegere, să preferați să lăsați totul la voia divinității. Fiindcă sunt lucruri identice, adică poate că vă atrage și ceea ce faceți, ceea ce munciți, sau vă simțiți realizat, împlinit sau nu mai dați importanța acestui aspect de împlinire, de realizare, când aveți acest zece de spade și această finalitate, moartea, încheiere, s-ar putea să nu vă mai intereseze nimic. Uh. În comunicarea voastră s-ar comunicați foarte bine cu o regină de băte. Poate fi o femeie matură, o femeie care are ascendentul zodia luna în leu sau în berbec. Este o femeie cu care vă înțelegeți, dacă sunteți bărbați, sunteți protejați de această femeie, dacă sunteți femei, s-ar putea să mai aveți așa amici și dispute da, cu această femeie. În schimb, în contracte, în asociere, aveți marea preoteasă. Marea preoteasă este știința, este uh, vorba de o femeie cu aspecte pelilit. Aceste aspecte malefice, benefice, dar uh, întotdeauna este cam în invers. Mai mult malefice este o femeie care are ascendentul, zodia sau luna în rac sau în scorpion. O femeie care știe să încerce să vă tragă de limbă, să vă afle secretele, să afle ea totul, să știe, dar și voi, dacă puteți să-i aflați unul din secretele ei, veți ști foarte mult. Cam asta ar fi aspectul pe această mare preoteasă. Deci aspecte de cunoaștere, de secrete. În relații, luați o schimbare, o schimbare care se vă ducă spre ape liniștite, în or despre orice relație ar fi vorba. Că este un prieten, o prietenă, un protector, veți face o schimbare care să vă ducă spre ape liniștite. Încă cămin, în familie, aveți un rege de băte, un bărbat matur care are ascendentul sau zodia în leu, un bărbat care vine și vă face o ofertă sau vă promite că vă ajută. Poate să fie o promisiune, dar întotdeauna să știți că el își urmărește scopurile lui. Sau poate fi vorba de o persoană din trecut. Poate fi și o persoană din trecut. Schimbările, transformările sunt acelea că nu mai acceptați ca voi să fiți cei care înghițiți toate și vă hotărâți să spuneți tot ce aveți de spus. Acest lucru uh, va duce, bineînțeles, uh, O ceartă în care fiecare va spune ce are de spus și o despărțire. Este vorba de schimbări, transformări, renaștere. Poate că după acel zece de spade sunteți hotărâți să luptați pentru. Viața voastră, sacrificiile, izolarea, secrete, probleme de sănătate, karmă, aveți mica benefică, Venus, împărăteasa. Împărăteasa este și ea o autoritate, este, o este totuși un aspect benefic pentru voi. Am putea spune că. Vă doriți abundență, fertilitate, sperați acest lucru, dar mica benefică în părătea vine și vă spune doriți-vă ce este posibil și este ca și îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. Trebuie să știți să îmbinați o activitate fecundă cu dreapta judecată din care rodesc operele. Cam acesta ar fi aspectul pentru voi. Deci, remarc acest 10 de spade pe casa fericirii, nu prea am văzut la nimeni. Am zice, săgetătorii trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă veți fi nefericiți, vi se întâmplă ceva, nu, sunte, nu apare o trădare dar s-ar putea să vă dați seama ce viață grea aveți. Și în final, s-ar putea ca, cunoscând acest lucru, această cunoaștere să vă, aduce, să vă aducă chiar finalitatea, să încheiați. Să vă decideți să luați această decizie, să încheiați, să finalizați aceste. cu această cunoaștere, călătorii. La locul de muncă, unii dintre voi aveți un conflict, aveți ceva sau e legat de sănătate, dar eu cred că e mai repede de locul de muncă. Este o arcană majoră. Trebuie să știți că este vorba și de judecata umană, dar și de judecata divină. Marea Preoteasă este într-o casă a proceselor, a transformării, a proceselor, a asocierilor, a contractelor, unde aveți această femeie. O femeie care nu vine să vă dorească binele, ea, de fapt, vine să afle secrete și ea are cunoașterea ei. Aspectul benefic este aici pe karmă, pe sacrificii, unde aveți mica benefică Venus. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.